Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. În acest episod suntem fix aici, unde știți voi, la capăt, aici la micro 14, în spatele meu, după cum știți, este varianta. Și clipul ăsta cred că este ultimul clip din, de pe anul ăsta, așa să zic, pentru că în curând voi începe și eu facultate și nu cred că o să mai am timp. Dacă o să fac online, o să mai am timp de filmat, dacă nu, o să mai filmez și eu când pot și de asta vreau să nu fiți supărați pe mine. Ne aflăm aici, stați puțin să pornesc și o mașină pentru că mor așa de cald, pentru că nu știu cum dintre astăzi ziua asta s-a nimerit să fie cald aici în micro 14 și da, ăsta, căstofonul lăsăm închis pentru că ne luăm copyright. Și după cum vedeți, am îmbunătățit calitatea video acestui carlog, deoarece am făcut rost de un suport de cap pentru telefon. Și da, o să ziceți cum suport de cap pentru telefon, dar frate, este un suport de cap în care poți să-ți pui telefonul și uitați-vă și voi, eu acum filmez de pe iPhone 11 și filmez 4K, acum nu știu cum o se vadă pe YouTube, dar eu zic că se vede bine față de cum filmam eu pe GoPro la 1080 și GoPro Hero 3. Bă, frate, cu iPhone-ul ăsta, să știți, cu suportul de cap, că se vede, uitați-vă și voi ce bine se vede acum, nu știu cum o să se vadă pe filmare. Și am să vă las cu un carlog așa de prin oraș, pentru că probabil sunteți și voi curioși să mai discutăm câteva subiecte. Tot așa, clipul ăsta o să fie random, nu o să am niciun subiect așa de care, să zic așa, mă voi lega. O să ne plimbăm așa prin muzeu, pentru că este și frumos, este și duminică, este liber și... Da, haideți să începem. Așa, bă, frate, deocamdată aștept să încep asta, să încep facultatea, pentru că, sincer, m-am și plictisit. Adică, stând doar acasă, m-am cam plictisit, să fiu sincer, dar... Bă, nu știu, la noi în București se zvonește că, bine, cei care vă uitați, probabil sunteți la facultate în București sau așa, nu știu, cel puțin unde sunt eu acolo la universitate, probabil o să facem online, pentru că am înțeles că după 15 octombrie or să se închidă facultățile și o să facem online. Bă, frate, într-un fel ar fi bine și într-un fel nu. De ce ar fi bine? Bă, frate, pentru că na, nu mai mă complic cu drumul, o să fac de acasă, dar într-un fel va fi rău, pentru că na, nu o să pot și eu socializa cu colegii și e nașpa, vă spun eu, pentru că nu-i la fel ca și în clasă să faci online de acasă. Hai că am făcut și o rimă, dar în rest este foarte, foarte ok la facultate. Bă, acum nu știu cum o să, ce hotărâre să lua prin guvern, prin astea să se facă, asta e. Bă, frate, Loganul meu, după cum vedeți, are 56.000 de kilometri. M-am plimbat, știu că am un nebun cu el, dar de asta l-am și luat să mă plimb. Acum suntem fix aici la stație, în micro 14, fix unde a făcut ăștia, vor să facă Penny, uitați. Adică a făcut Penny aici, încă nu l-a deschis. Așa, update-uri de prin Buzău, acum 2-3 zile s-a inaugurat și Iazul Morilor. Bă, unii dintre voi care sunteți din Buzău probabil o să ziceți, da, Iazul Morilor, o pierdere de timp, mai bine cu banii aia făcea șoselele, da. Într-adevăr, mai bine făcea șoselele, dar gândiți-vă că Buzăul nu prea are, cel puțin în oraș, nu prea are obiective turistice și măcar, bă, frate, un parc, ceva, nu știu, să facă să mai atragă lumea, pentru că, să fiu sincer, orașul ăsta, cel puțin, bine, avem atracții în afara orașului, Vulcanii Noroioși, Sărata, Monteoru, dar în oraș nu prea e așa mare atracții turistice și, sincer, să fiu, un oraș cam plictisitor, adică, bine, este și orașul meu unde locuiesc, dar, nu știu, este un oraș cam plictisitor pentru mine, așa să zic, și, bă, să fiu sincer, m-aș bucura să mai facă și ei câte ceva în orașul ăsta, pentru că, nu știu, văd în alte orașe, în Cluj-Napoca, în București, în Iași, în astea, sunt o grămadă de atracții, mall-uri. La noi de-abia au făcut și ei Buzău Shopping City și ăla-i vai de mama lui. Dar nu știu. Bă, pentru luna septembrie, să știți că este o vreme foarte caldă, cel puțin din ultimele două zile, dar din păcate pentru săptămâna viitoare am înțeles că se anunță ploi. Și cam asta e, haideți că cineva traversează neregulamentar pe aici. Așa. Aici bulevardul este închis, deci nu vă uitați că trec pe roșu, pentru că bulevardul în weekend este închis și aici este pentru așa, ați înțeles voi. La Crâng sunt câte grade, 20 și ceva de grade, nu știu câte erau, dar oricum se simte foarte cald. Vom lua pe Unirii și ne vom îndrepta spre zona din centru, pentru că zona din centru să fie mai palpitantă decât zona asta de periferie, de aici, de unde stau eu, din, să zic așa, din zona Crâng, micro 14, pentru că, nu știu, măcar în centru e altceva, mai... se întâmplă câte ceva, măcar e platou, e ceva pe acolo. În micro 14 nu prea e ce vedea.
Și legătură cu Loganul, da, nu l-am dat și nici nu cred că o să-l dau. Bine, probabil că o să-l dau, dar o să-l mai țin, o să-l mai țin, pentru că mă uit după BMW. Bine, BMW de ăsta e 90 din față, nu știu dacă vedeți voi, dar vreau facelift ăsta, nu facelift, pentru că are lămpile de mers cu spatele, are albe, cel facelift le are, am zis că îmi fac pe unirii, da, mă zăpăcisem. Haideți că nu vine nimeni și ne ocolim și noi. Așa. Am ajuns aici pe intersecția cu Calea Eroilor cu Unirii. Așa, o să oprim și noi aici, ca să văd și eu semaforul, așa. Mamă, să uită lumea ciudat. Gata, s-a dat și verde. Așa, să uită lumea ciudat, pentru că acum nu mai stau cu GoPro la mic pe cap, stau cu dita mai telefonul. Bă, să știți că suportul ăsta face ca telefonul să fie foarte ușor. Adică, știți și voi, cu un iPhone 11 este destul de greuț, dar este ușor, nu știu, eu îl simt ușor. Uleu, haideți că nu, eu știți că eu nu prea fac cut-uri așa pe video, dar îmi place așa să mai vorbesc cu voi. Legat de subiecte de mașini, bă, referitor, pe viitor v-am spus, o să trec la BMW probabil, adică nu probabil, cel mult. Eu sunt atent aici pentru că este unul în fața mea aici și merge cam încet. Așa. Da, o să trec probabil pe BMW, clar, propulsie, pentru că este altceva, este altă senzație. Bine, cei care mă urmăriți știți că eu nu mi-au BMW ca să fac driftul sau așa, dar cel puțin îmi place sentimentul ăla, pentru că eu până să... Bine, nu musai până să am permisul, am deținut un BMW 3.6, da, acum o să zice, s-a deținut un Kazan, un ceva de genul. Bă, frate, avea el motor de 1.6, bă, să știți că era ca nou, ca an de fabricație, era din 97, adică... Știți și voi că pisicuța s-a făcut până în 98 sau 99. Păi era nouț, adică era facelift. Facelift-ul la E36 are, mi se pare că lămpile din spate sunt albe la semnale și grila din față este mai ieșită în afară. Dar să știți că se conducea foarte bine și n-am avut probleme cu ea, dar am dat-o pentru că, mă rog, am avut niște probleme, am dat-o și cam aia a fost. Și să fiu sincer, mi-e dor de sentimentul ăla de propulsie și doar de tracțiune spate. Acum să mă mai gândesc că am de ales între seria 1 și E90, ambele după 2009, pentru că știți și voi, la modelele astea, după anul 2009 au trecut la Euro 5 și n-aș mai vrea Euro 4, pentru că deja ăștia încep să se ansprească cu taxele cu astea și da, e cam complicat. Să-mi spuneți și vouă dacă vă place calitatea asta, este 4K, să vedeți ce aștept eu până se aplaudează pe YouTube, pentru că știți și voi că clipurile 4K au foarte mulți giga și depinde cât filmez. Dar asta e, eu o fac pentru voi și asta e tot ceea ce contează, așa că vreau multe like-uri, fiind și ultimul clip, adică nu știu sigur dacă e ultimul clip, dar deocamdată ăsta e ultimul clip pe care o să-l vedeți pe acest canal, deci asta e, I'm so sorry, dar hai că o dăm și pe engleză, îmi pare rău, dar asta e, acum nu pot și eu, am și o facultate, nu știu, sper să mă înțelegeți. O să mai postez, v-am spus, dacă o să fac online, o să mai facem video, pentru că am câteva idei, mai am de filmat ceva cu Logan, nu m-am mai gândit eu zilele astea, dar... Deocamdată am terminat de filmat cu Loganul ăsta și ne-am spus așa ofurile, să zic, și plusurile, minusurile și plusurile. Aici trebuie să mă glăbesc pentru că trebuie să trec pe banda întâi, că asta e singura bandă care se face spre centru. Așa. Așa, suntem aici la McDonald's. Haideți că ăsta îmi intră în față. Haideți că sunt pe verde, e bine. Aici să fim atenți că am și pietoni ăștia verde, dar nu trece niciunul, e bun. Haideți să o luăm în față, pentru că la dreapta mereu am luat-o. Haideți că nu vine nimeni din partea asta. Da, suntem în zona din centru, asta din față este, dacă vă întrebați, este primăria din Buzău. Aici este centrul orașului, cum ar veni. Adică este centrul orașului. Așa, în față este Episcopia. Da, și cam asta e cu legătură cu mașinile, să zic. Bă, frate, în rest nu știu de ce o să mai discutăm, pentru că sincer, de la un timp am început să fac vlogurile astea ca în random și nu prea îmi plac, pentru că nu prea am subiecte, așa să zic, și mă și derutează, așa să vă zic sincer, pentru că îmi pierd cuvintele. Na. Asta e, acum sper să fiți mulțumiți că am filmat și eu ceva pentru voi și sper să fie și calitatea mai bună. Dar ce am parbrizul ăsta așa de murdar, frate? Haideți, treceți că... Mereu aici, cei care sunteți în Buzău știți că la trecerea asta ei s-au luat foarte multe permise, pentru că lumea
sare așa să zic pe trecerea asta, iar poliția stă pur și simplu acolo și cum te-a văzut, ți-a luat și permisul. Bă, dar ce am parbrizul ăsta, frate, așa de murdar? Că, bă, să fiu sincer, n-am mai avut nici să spăl mașina asta, frate, am fost, nu știu cum să vă zic, n-am fost panicat, cât am fost stresat așa cu școala asta, că nu știu dacă încep sau nu, e o perioadă dificilă acum la mine cu școala asta, pentru că, să zic așa, o să-mi ia mult din timp și o să fiu mai mult plecat, nu o să mai am așa timp de pasiunea asta, să zic așa, să filmez de mașini de astea, dar da, cam asta e. Mașina bagă aer aici pentru că e foarte cald afară. Ia să vedem câte grade sunt. Sunt 26 de grade în Buzău acum. E duminică când filmez. Așa, stăm aici la semafor. Am spălat parbrizul. Da, și cam asta e. Bă, v-am spus și în legătură cu iazul morilor. Da, sunt de acord pentru că mai se înfrumusețează orașul. Cine nu e de acord să dea dislike la acest clip. Și cam asta e. Eu vă spun părerea mea și nu știu, eu zic că mai trebuie să mai ne gândim și la frumusețea orașului, pentru că știu, mulți dintre voi o să ziceți, da, Buzăul, străzi de mergi cu mașini off-road, da, așa este, vă cred, pentru că și eu în fiecare zi sunt nevoit să suport toate gropile din acest oraș, dar asta e până la urmă și dacă face un drum nu o să poată niciodată să-l facă pe tot și cam asta e. Astăzi când filmez eu este și asta cu unirea Buzăului cu Țintești și nu le-am eu cu voturile, nu cred că o să mă duc, dar acum sper să iasă vorba aia, sper să iasă cine e mai bun. Haideți că noi o să o luăm înainte spre zona Tineretului. Gata, s-a dat roșu, trebuie să așteptăm. Bă, să fiu sincer, Buzău e cam aglomerat astăzi, adică duminică să fie cam așa aglomerația asta, nu știu ce să zic. Mamă, da, cam aglomerat, nu știu, adică când eram eu mai mic și era duminica de ieșeam eu cu părinții la plimbare, așa să zic, prin parc, nu știu, nu prea era aglomerația asta. Bine, să fiu sincer, și în ziua de astăzi cam toți au mașini și, fiecare iese cu mașina la plimbare, cum ies și eu de altfel, dar, sper cu timpul să se mai organizeze și traficul ăsta oricum. Sper ca Buzău să devină un oraș foarte frumos, mamă. Nu suport la exact ca și la Renault. La ștergătoarele ce o problemă și mereu se scurge apa și nu curățe bine, dar asta, mamă, ce jante are Loganul ăla. Așa ne uităm după jantele la taximetriști. Și așteptăm aici la roșu, pentru că nu vreau să fac cut-uri pe și așa o să aștept mult până se va uploada acest clip și mai mergem și noi puțin și cred că o să facem și noi finalul, pentru că nu vreau să vă plictisesc. Ăsta l-am făcut mai mult așa să mai fie ceva pus pe acest canal până plec la școală. Și cam aia e. Mai intrați și voi acolo la mine pe Instagram și mai dați și mie ador inimioare pe acolo pe la fotografii și nu uitați un follow, aveți Instagramul meu în descriere. Și cam asta e. Acum ceva timp m-aș trezi și eu din somn și sta așa, adică îmi găsesc foarte greu cuvintele, așa sunt eu când mă trezesc. Bine, eu am o și problemă cu trezitul, adică eu mă culpă la 3 dimineața cum ar veni, pentru că seara stau și eu cu băieții prin parcări cu mașinile și ajung foarte târziu acasă și o să-mi pună ceva dificultăți și probleme trezirea asta dacă o să încep facultatea fizic, pentru că vă dați seama, eu la facultate intru la 8 și termin la 8 seara, dar la facultate față de liceu stau mai multe ore, stau 12 ore, dar acum față de liceu la facultate o oră are o oră în cap, adică 60 de minute, numai 45 ca la liceu, dar am pauze de 2 ore între ore, adică eu dacă am terminat de exemplu un seminar am 2 ore timp să mă duc în oraș cu colegii, să mâncăm, să mă duc acasă, să, nu știu, să mă spăl, de exemplu, să fac orice, iar după alea 2 ore ne pregătim cum ar veni de a doua oră. Ați înțeles voi, așa este la mine la facultate. Vin cam târziu acasă, mă rog, une stau eu acolo în București, vin cam târziu acasă, vin la ora 8, uneori ajung și 9, depinde cum mai au și metrou și STB-ul, dar asta e, ne mulțumim, mai am și eu un an față de ăsta și am terminat și după am scăpat și de școală, că mi-o fi, frate, din 2008 să stau numai în școli, cam mai. De-aia mă și gândeam, frate, mamă, câți ani am stat în școli, frate. Bine, probabil unii dintre voi sunteți probabil în general la liceu. Bă, dacă te gândești, frate, din 2008, 13-14 ani să stai așa în școli, frate, să stai cu teme, cu teze, cu... Și acum voi nu mai faceți carte, dar pe timpul meu
cel puțin până în 2015-16 se făcea o carte, frate, adică învățam, ne asculta. Acum mă uit pe TikTok la ăștia la școli, mamă, vin cu boxe, pun manele, fac ca toate alea, știi? La pe timpul meu nu o să permite așa ceva. Da, haideți că vă mulțumesc că m-ați urmărit, eu opresc aici acest clip și ne revedem data viitoare, pa, pa!